Liderii județeni ai partidelor USR, PMP și Forța Dreptei au depus la biroul electoral Timiș protocolul Alianței Dreapta Unită pentru președinția Consiliului Județean Timiș, dar și cel pentru lista de consilieri județeni. Pentru funcția de președinte al CJT, candidatul Alianței este Alinica. Alinica este garantul să câștige dreapta și în Timișoara și în județul Timiș, garantul împotriva noului partid unic PSD-PNL și garantul pentru o continuitate de modernizare și de europenitate a județului Timiș și a Timișoarei. Noi suntem ferm convinși că avem o campanie atât județeană cât și multe campanii locale cu mulți candidați de calitate și suntem hotărâți să câștigăm aceste alegeri și le vom și câștiga cu ajutorul timișorenilor și a timișenilor. Alinica a subliniat încă o dată că Alianța Dreapta Unită este o alternativă la încercarea partidelor tradiționale de a acapara puterea. Iată că Timișoara și Timișul dau dovadă în continuare de responsabilitate și chiar dacă la nivel național partidele acestea vechi, PNL și PSD, s-au unit de frică să nu piardă alegerile, totuși, de aici, de la Timișoara, dăm acest semnal puternic că David va învinge încă o dată Goliatul politicii românești și în 10 iunie, după alegerile din 9 iunie, Timișoara va da încă o dată semnalul de reformă a clasei politice și de resetare a acestui mod de a face politică total păgubos pentru cetățeni. Alinica a comentat și decizia unor minorități de a-l susține pe Dominic Fritz pentru funcția de primar al Timișoarei, însă nu și pe el pentru cea de președinte al Consiliului Județean Timiș. Mă adresez cetățenilor, indiferent de etnie, indiferent de religie, celor care gândesc asemănător spiritului Timișoarei, acela de a nu se supune logicii pervertite de la București și în consecință nu am ce să comentez legat de aceste mișcări care evident pot fi justificate de cei care le fac. De asemenea, au fost depuse dosare pentru peste jumătate din localitățile din județ în care cele trei partide vor avea candidați comuni. Dominic Fritz a anunțat că se va candida în diferite formule în peste 90% din UAT-urile din Timiș.